Da, cred că l-ați văzut la bucătărie pe prietenul emisiunii noastre, șef Gabi! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, Gabi, hai să te pupăm, că deja welcome to Star Matinal. Așa cum a zis și Răzvan, prietenul nostru, și într-o zi în care toate gospodinele deja încep să se agite prin bucătărie, este foarte important să știm cum să preparăm carnea de miel, vedeta mesei de Paște. Da, în primul și primul rând spune, când se pregătește carnea, cu câte zile, ca să iasă așa cum trebuie, fragedă, bună și să nu aibă gustul ăla de oaie? Depinde de tipul de carne care o folosim. O putem lăsa la marinat 12-24 de ore. Eu am pus-o în niște vin alb, puteți pune în vin roșu. Și mai ce? Ce ingrediente mai pune pentru... Am pus ierburi aromatizante, așa, rozmarin proaspăt, sare, piper. Vin roșu vin, sau alb? Da, vin roșu după foarte preferință. Foarte important vinul. La ce ajută vinul? Vinul îi dă și o savoare mai specială. Și face mai fraged. Da, și mai fraged. Acum, și ia puțin normal... din gustul ăla de oaie, pentru că toată lumea suportă acel gust. Normal, la carnea roșie este recomandat vinul roșu. Dar... Bun, deci astăzi l-am combinat cu cartofi de sezon, că au ieșit cartofii noi. Da, uite-i vedem. Da. Tu ai pregătit deja o tavă, cam așa ar trebui să arate pe masa de Paște, tava cu carnea de miel. Bun, ai mai pus aici cartofi noi, da? Morcov. Sunt adeptul să combinăm cu vegetale, am folosit morcov, ardei roșu, țelină. Dar aici văd o ruladă. Da, este ruladă. Da? Am luat tot așa pe jumătate, să vedem și noi în interior? Da, cu siguranță. Cum arată și să ne spui ce-ai folosit pentru această ruladă. Ia, cum arată în interior? Mamă, ce bine arată! Uite așa, să o las către Gabi, mobilă. Cum facem noi rulada asta să arate așa de bine? O să vă arăt în câteva minute. Pus-o așa acolo în tabă? Da. Așa, perfect, bravo! Ca să se... cum arată! Pare și foarte fragedă carnea. Deci hai să vedem cum ai este făcut rulada. Este un miel foarte tânăr. Am folosit... am luat un sfert de miel. Eu aici l-am semnat, cum spunem noi. Am adus, ca să vedeți, și ustensile specifice de măcelărie. Aici nu vreau să vă distrug platoul, nu puteam să dau cu toporul. Toporie, așa se numește? Topor de măcelărie. Da. Acesta este un topor de măcelărie. Îl folosesc toți confrații mei. La măcelari? Da. Frații noștri? Da. Când vor să taie carnea. Da. Deci aici ai zis că ai un sfert de miel? Da, am un sfert de miel. Ce parte a mielului este? Aici am adus pentru dumneavoastră partea inferioară. Spatele. Da. Bun. Așa, și ne vei învăța cum să pregătim carne de miel corect. Se pot folosi de către gospodine să facă stufat, la ciorbică, depinde de preferințe. Da, Gabi, vreau să te întreb ce fel de mănușe, din fier, ce? O mănușă de zale profesionistă, pentru care o folosim noi. Ca să spunem telespectatorilor, pentru dezosat. Ca să spun telespectatorilor noștri, profesia mea de bază este cea de măcelar. Am făcut un liceu de specialitate, Liceul Industrial numărul 15. Păi salutăm mai nou se numește Dumitru Moțoc. Sunt din promoția 87-92. Mamă, ce tare! Da. Păi și cum, nu se alunecă carnea din mână cu această mănușă? Nu. Este bună pentru dezosat. Și cred că se și protejează de lama cuțitului alunecă puțin. Da. Doamne ferește! Ce tare! N-am văzut astfel de mănușă până acum. Da, nici eu. Deci tai partea aceasta, da? Da. Aici avem coastele, da? Cu... Se îndepărtează. Gabi, dar cum alegem un miel bun? Cum ne dăm seama că această carne este una bună? După cum vedeți, am adus un miel foarte tânăr, foarte mic. Un ieduț? Da. Așa. Ne uităm după culoare, cum arată culoarea cărnii. Da, vedeți că este foarte roze. Da. Foarte proaspătă. Dar dacă este mai bătrân, este un pic mai vineție. Putem spune că acesta nici nu
nici nu a apucat să se hrănească cu ea.